Focul Harig va fi adus la Chișinău doar de Mitropolia Moldovei, după ce anul trecut la Ierusalim au mers și politicieni. Potrivit Realitatea.md, care face referire la secretarul Mitropoliei în acest an, înalt preasfințitul Vladimir nu va fi însoțit de niciun politician. Fără vedete, a menționat Vadim Cheibaș, care a mai afirmat că după focul Harig va merge Mitropolitul Moldovei însoțit de câțiva preoți. Întrebat cine va suporta cheltuielile, Cheibaș a spus că fiecare membru va scoate bani din propriul buzunar pentru o noapte la hotel și cheltuielile pentru drum, unul care se va face cu o cursă obișnuită de avion. Focul Harig va fi adus la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din capitală, unde va fi împărțit credincioșilor.